Dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor săi. Ce înseamnă asta? Cum vă raportați la, sau cum ne raportăm la promisiunile pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu? Domnul e scăparea noastră, Domnul e ocrotirea noastră. Înseamnă că nu trecem prin greutăți? Și pocăiți mor de cancer. Și la mulți pocăiți doar casurile. Mulți pocăiți au murit în accidente de mașină. La mulți pocăiți au murit copiii. Este Domnul scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel? Noi spunem este. Dar cum explicăm lucrurile astea? Ne-a luat Dumnezeu pe noi într-un legământ în care s-a făcut Dumnezeu nostru, protecția noastră, mântuirea noastră, ocrotirea noastră? Da, ne-a luat. Dar ce se întâmplă? Păi vedem în Scriptură că este această tensiune. Sunt promisiuni făcute pentru eliberare, pentru scăpare, pentru vindecare. Și în același timp sunt și promisiuni, nu doar avertizări, promisiuni că vom trece prin necazuri. Că vom trece prin valea umbrei morții. Că în lume vom avea necazuri. Că în împărăția lui Dumnezeu vom intra prin multe necazuri. Ba chiar ne cheamă la mare bucurie când trecem prin felurite încercări. Pentru că promisiunea finală a lui Dumnezeu în privința scăpării sau ocrotirii noastre se referă la o scăpare și o ocrotire spirituală și veșnică. În contextul acestei judecăți, toți vor fi judecați afară de poporul Domnului. Eu sunt ferm convins că în ziua judecății vom înțelege cel mai bine tot ce a vrut Dumnezeu să ne spună prin pasajele care au vorbit despre judecată. Când vom vedea teroarea și grozăvia judecății lui Dumnezeu peste toate neamurile. Niște mulțimi de oameni pe care nu le vom putea număra. Și Dumnezeu spune, le va zdrobi ca antească, așa le va face praf și pulbere. Și noi, copiii lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu va fi protejat. Doar atunci poate vom înțelege ce lucru extraordinar, grozav a făcut Dumnezeu pentru noi și cât de important este nu că Dumnezeu ne-a protejat de lucrurile mărunte pe pământ care ni s-au întâmplat și pe care noi le considerăm tragice. Ce lucru grav, grozav mi s-a întâmplat. Și ne frământăm pentru niște lucruri de nimic, inclusiv eu. Doar atunci vom înțelege că ocrotirea noastră, protecția noastră, cea mai importantă de care am avut nevoie a fost o protecție și o ocrotire spirituală. O ocrotire și o protecție spirituală că Dumnezeu ne-a ținut în harul lui, că ne-a ținut în credință, că ne-a ținut mântuiți. Și pentru că ne-a ținut în felul acesta, în ziua judecății vom fi de altă parte a baricadei. Nu vom fi în fața tronului de judecată, Dumnezeu va judeca și ne va judeca la grămadă cu toate neamurile, ci vom fi de partea Lui.